La Delfinariul din Constanța fac spectacol 3 delfini drăguți. Dacă vă aflați pe litoral și vreți să-i vedeți, trebuie să știți că sunt 3 demonstrații pe zi, la orele 11, 15 și 19. Sunt 3 delfini și Paterina Păcăduș din China, două femele și un mascul. Pe 29 mai au făcut un an de când au fost aduși. Să le dea Dumnezeu mulți ani alături de noi și de dumneavoastră. Iar masculul se numește Pipi. O să-l vedeți, el este micut și năzdrăvat. Lidera grupului este Cean-Cean. Pe când ceilalți, cei doi, fetița și băiețelul Mini și Pipi, sunt la început de carieră. Și să începem, da? Mă rog, Mini! Cean-Cean! Bravo! Pipi, tu dai mă rog? Foarte frumos, foarte captivant, copiii au stat, s-au uitat foarte atenți. E greu să fii dresor? Nu, e foarte distractiv pentru noi. Cam câte ore lucrați cu ei pe zi? Toată ziua lucrăm cu ei. Tot timpul trebuie să ne jucăm cu ei, să fim atenți, să nu se bată, să le atragem atenția cu jucăriile. Ți-a plăcut spectacolul? Da! Care dintre delfini ți-a plăcut ție cel mai mult? Cel mai mult de mine. Da, a fost foarte frumos și foarte atractiv. E prima dată când vii la delfinariu? Da. Care dintre delfini ți-a plăcut cel mai mult? Toți au fost foarte distractivi și foarte amuzanți în același timp.